Bună, dragii mei, și bine ați venit într-un nou video. Dacă sunteți noi pe acest canal, bună, numele meu este Alina, trăiesc de peste 9 ani de zile în Statele Unite ale Americii și acest canal este exact despre asta, despre viața în Statele Unite și despre cum îmi trăiesc eu visul american. Așa că, dacă vă place ceea ce vedeți, considerați să subscrieți acestui canal. Dar să începem cu videoul de astăzi și nu vă lăsați păcăliți de faptul că eu sunt aici într-un loc static. Acesta este un video de călătorie, pentru că vreau să vă povestesc așa despre cum am petrecut eu Paștele. Am petrecut Paștele de anul acesta într-un mod cu totul și cu totul inedit, în care nu s-au întâmplat activități de Paște, pentru că a fost o vacanță, o vacanță în toată regula. Ne-am luat de la muncă liber vineri și lunea și am plecat în călătorie. Totodată, în acest video, să înțelegeți și faptul de ce Ciprian nu apărea în vlogurile mele din trecut și eram peste tot singură. Acum o să facă totul perfect sens. Ei bine, eram singură tot timpul, pentru că Ciprian era acasă și studia pentru facultate, facultatea de la University of Florida, și specializarea lui era Computer Engineering. Dar toată truda lui a dat roade, pentru că chiar de Paște a avut ceremonia de absolvire a facultății. Așa că ne-am luat bagajele cu noi, ne-am suit în mașină și am plecat la Orlando. De ce la Orlando? Ei bine, facultatea lui Ciprian se află în Gainesville. Gainesville este undeva în centrul nord al Floridei și el a făcut, bineînțeles, facultatea online. Iar noi nu am vrut să ne luăm un hotel în Gainesville, pentru că este un mic orășel universitar, dar nu mai așa foarte multe locuri de distracție. Și apoi am zis că cel mai bine este să ne ducem la un hotel în Orlando și apoi să conducem, e cam 2 ore de condus au fost, până în Gainesville, stăm acolo pentru ceremonia lui Ciprian și apoi ne întoarcem în Orlando, unde sunt toate distracțiile, și o să vedeți cum ne-am distrat noi în Orlando. Dar să începem cu începutul. Am stat la unul din hotelurile din Orlando. Și acum suntem în Orlando, actually, sunt într-un alt decor, nu sunt la mine în casă. Suntem în Orlando, de-abia am ajuns la un DoubleTree Hotel. O să vă arăt un pic și camera. Și suntem aici pentru a sărbători terminarea facultății lui Ciprian. Hai să vă arăt un pic camera. Patul, un pat king. Pur și simplu o cameră foarte normală de hotel. Televizorul aici. Vă arăt acum cât este curat. Și aici sunt eu. Iar nu știu dacă vă pot arăta afară, este absolut superb. Aici avem piscină, vedere la piscină. Și dacă vă pot arăta în partea aceea, îmi place foarte mult. Sunt niște blocuri foarte frumos luminate și luminile de acolo se schimbă în diferite culori. În realitate se vede mult mai bine, dar pe cameră este foarte greu să vă arăt din cauza că se reflectă. Da, și cam asta este camera noastră de hotel, cam așa arată, și aici ne vom petrece întregul weekend. Și după ce ne-am cazat la hotel, am plecat în downtown Orlando și asta să ne bucurăm de una din cele mai faine atracții din Orlando, și anume Orlando Eye. Foarte fain mi s-a părut acum cu condițiile actuale. În trecut nu este pentru prima oară când eu am fost în Orlando Eye, sau practic este o roată foarte mare și cu multe, multe cabine. Iar în trecut trebuia să împarți cabina asta cu alte persoane. E, acum, datorită acestei pandemii, nu mai poți împărți o cabină și intră numai grupul tău de prieteni sau numai familia ta. Așa că pentru noi a fost fantastic, pentru că am fost decât noi și cu prietenii noștri care ne-au însoțit în această călătorie. Apoi am fost și am mâncat la un restaurant mexican și seara s-a încheiat aici. Dar a doua zi de dimineață ne-am trezit ca să plecăm în Gainesville
pentru că avea loc ceremonia de absolvire a lui Ciprian. Și momentul zero al acestui trip este gheaunul lui Ciprian. Finally! Se întâmplă! Exactly. Hello! Hello! I gotta wear it. No choice. Auzi unde, haide, puneți și alea cu onoruri. By the way, guys, Ciprian a absolvit cu great honors. Ah, ce drăguț ești! Oh, thank you! Asta este, se pune numai pentru cei care au graduat cu, au absolvit cu onoruri. Ah, ce drăguț arăți! Ia să te văd, ia! Ah, ce drăguț! Mă oglindă la o mașină. Da, sunt foarte drăguț, m-a zis cu ochelarii ăștia. Super! Suntem aici cu toată gașca. Emma. Și acum plecăm acolo. Ne simțim așa foarte norocoși pentru faptul că ceremonia chiar s-a ținut în campus, s-a ținut cu oameni, pentru că am o prietenă care anul trecut, în luna decembrie, a terminat un program de master, iar ceremonia ei de absolvire a fost făcută online, ea era în sufrageria ei și a aruncat acea șapcă în sufragerie, unde era însoțită decât de mama ei, deci nu a avut parte de experiența totală. Însă pentru Ciprian era foarte, își dorea foarte mult să fie în campus și să aibă parte de toată ceremonia exact așa cum se întâmplă în mod normal. Tot evenimentul a fost organizat foarte bine. Fiecare student a avut parte la max, să-și aducă maxim 2 membri din familie sau prieteni, așa că eu am fost în sală împreună cu prietenul lui, unul din prietenii lui cei mai buni. Suntem aici. Așa arată zona noastră. Avem locuri foarte bune. Și noi eram distanțați social și în față era un rând liber și în spate era un rând liber în partea stângă și în partea dreaptă, iar era un loc foarte mare între noi și studenții la fel. Au fost distanțați social, au avut mult spațiu împrejurul lor și apoi după venea rândul ca studentul din familia ta să fie prezentat, apoi în liniște puteai să părăsești sala. Ceremonia s-a ținut într-o sală de evenimente, foarte civilizat, foarte frumos. O să vă las câteva imagini aici să vedeți. Al doilea din rând este Ciprian. Uite cum a urcat pe scenă acum. Am ieșit afară, gata, Ciprian este oficial, a absolvit facultatea de inginerie, de computer engineering, right? Uitați-l aici în toată splendarea lui. Spune hi, Cipri! Hello! Nu-i vine să creadă că a terminat și că nu mai are de învățat. Nu cred că poate să realizeze deocamdată, dar a fost o ceremonie foarte frumoasă și uitați câtă lume este aici. Fiecare student a avut voie să aducă 2 invitați. Vă spuneam asta și mai devreme. Și acum o să ne ducem să facem câteva poze. Acest moment trebuie memorat și în fotografii. Și apoi urmează distracția. Avem un rezervare la un restaurant după masa aceasta. Vrem să mergem și în campusul universitar, pentru că aici suntem la stadion. Vrem ziua asta să fie dedicată lui Ciprian. Vreau să spun că sunt foarte mândră de Ciprian. Foarte mândră, pentru că el timp de 6 ani de zile a studiat ca să obțină această diplomă de computer engineering. Și a terminat with honors. Asta înseamnă cu onoruri. Ce înseamnă că ai terminat cu onoruri? Înseamnă că
ai avut note extraordinar de bune pe parcursul întregilor ani, adică tuturor anilor de facultate. Și a avut așa o chestie specială la gât ca un șnur care să arate faptul că a terminat cu onoruri. Nu este cel mai mare premiu, ca să spun așa. Mai există și with high honors și mai există cum laude, cred că, nu știu, mai multe ierarhii, dar în principal cu laude, care cred că este cea mai mare, nu știu, nu sunt sigură, dar ceva de genul ăsta, înseamnă că trebuie să iei extra cursuri, înseamnă că trebuie să participi în programe de voluntariat la școală, adică sunt multe alte chestii, numai că e numai 10 pe linie, nu. Așa că sunt foarte mândră de el, pentru că a făcut foarte multe sacrificii cu această facultate. A renunțat la multe petreceri, la multe întâlniri cu prietenii, multe vacanțe care au fost, care nu le-am făcut din cauza că el trebuia să stea să învețe. Și asta pe lângă faptul că a avut note foarte bune la facultate, bineînțeles că avea și full-time job, deci a lucrat în tot acest timp. Așa că nu i-a fost ușor să facă facultatea asta și să termine, dar a terminat-o, așa că acum începe să vadă deja roadele după toată munca pe care a făcut-o el. Tot în campus suntem, așteptăm să vină prietena noastră să ne ia cu mașina. I-am dat ei mașina, ea plecă copiii în parc și suntem aici în așteptarea ei, iar Ciprian acolo în spate este intervievat. Este o ziaristă de la facultatea lui, probabil de la jurnalistică, și face un interviu cu Ciprian. Vedetă locală. Guys, am dat peste un fraternity house, se numește Delta Tau Delta, și uitați-vă ce petrecere a fost. Cam așa arată casele de fraternitate aici. Și acolo se vede petrecerea care a fost dată. Noi suntem, ne plimbăm prin campus. Acolo este stadionul, de acolo practic venim din partea aia. Și acum mergem, ne plimbăm așa prin campus, vrem să facem poze și totodată vrem să mergem și la clădirea facultății lui Ciprian să ne facem poze acolo neapărat. Dar am făcut câteva poze super faine cu semnul de la University of Florida. Pe urmă ei au, ca și această facultate, are ca mascotă un aligator și au mascota pus așa foarte mare. Și ne-a făcut poze și acolo. Oh, no. Ne plimbăm astăzi prin campus. Este ultima oară când Ciprian este aici în acest campus în calitate de student. Și nu știu dacă v-am spus, că v-am menționat un pic mai devreme, el a terminat Computer Engineering aici în University of Florida. Este o facultate situată în nordul Floridei, cam, să zic așa, la 2 ore de Orlando, o oră 45 de minute. Este o facultate foarte prestigioasă aici în Statele Unite. Chiar a primit cartea cu toți cei care au absolvit aici și aproape majoritatea din ei au absolvit cu cel puțin cu onoruri. Asta înseamnă că ai numai note de 9 și de 10, practic. Am mai găsit o altă casă de fraternitate. Uitați-vă cât de bine arată! Asta, nu știu, noi spunem că este Delta Palm, pentru că nu știm cum altceva, nu scrie altceva, sau așa am dedus, măcar atâta, o literă grecească știm și noi, Delta, și pe urmă Palm, de la palmier. Nu cred că e adevărat, dar e o glumă, guys. Și facultatea este în toată splendoarea ei. Am ajuns și la zona de cămine, uitați cât de frumos arată, cât de fain este să ai o cameră cu un gemuleț de genul ăsta, lumea se mută. Dar foarte frumos. Și temperatura perfectă. Și scuzați imaginea, știu că este shaky, dar eu merg strâmb din cauza că mi-am făcut un pic piciorul, mi l-am scrântit, ca să spun așa, și nici nu am luat Osmo cu mine, pentru că nu am fost sigură că pot să intru cu el să filmez înăuntru, pentru că am trecut prin security points. Și atunci nu l-am mai luat cu mine. Trebuie să suportați această imagine, îmi pare rău. Dar de acum încolo voi lua Osmo cu mine oriunde mă duc, pentru că n-o să mai fac security checks. Da? Ședință foto se întâmplă acum.
Jump, jump, jump! Faci de ala de rapide. Cam asta se întâmplă. Avem pe Daria aici care stă ca un iepure, un iepure cu față urâtă. Dar, mă rog, ce vreau să spun este că suntem, am ajuns aici la facultatea care a absolvit-o Ciprian, so College of Liberal Arts and Science, și a terminat Computer Engineering. Și avem o Daria acolo, o să apar pe YouTube, așa. Ok. Ați place, nu? Da. Și vreau să vă arăt aici o clădire care arată foarte frumos. Vorba Dariei, arată ca un castel. Dar până ajung eu la ea, să vă arăt cu piciorul meu cel stricat. No, cam așa arată. Cât de fain, cât de fain. Și așa este campusul universitar. Da, aici s-a chinuit Ciprian, dar a reușit. Eu dacă șchiopătez, rămân tot timpul în urmă. Așa am părăsit aici, se duc la Starbucks. Este deja a doua oprire pe ziua de astăzi la Starbucks. E o oră fixă, cred că. Nu știu ce se întâmplă. Da, ceva se întâmplă. Wow, din acest turn mare! Hai, mergem la Starbucks. Mai târziu în zi, după ce l-am serbat pe Ciprian la facultate, apoi am avut de condus vreo 2 ore din Gainesville până în Orlando și acum suntem în downtown Orlando la un restaurant să îl sărbătorim pe Ciprian. Restaurantul se numește Fogo di Chao și este un restaurant de tip brazilian unde vin cu tot felul de cărnuri și îți pun în farfurie atât timp cât tu ai cardul pus pe yes, pe da, și apoi când îl întorci pe nu, nu-ți mai pune mâncare pentru că asta înseamnă că refuzi carnea. Și totodată au un bar din ăsta de salate de unde îți poți lua tot felul de antreuri pe lângă carne. Sau da, cam asta se întâmplă astăzi. Astăzi este ziua, practic, ce vrea Ciprian să facă, asta facem. Și mă duc înăuntru pentru că trebuie să ne dea deja masă. Ziua următoare a fost ziua în care noi am fost la Disney Spring. Ce este Disney Spring? Este un loc mare, plin de restaurante, plin de magazine, de tot felul de locuri frumoase, unde ne-am plimbat o zi și o zi întreagă. Dar mai bine să vă las imaginile să vorbească de la sine. Să vă arăt acum o mașină care merge pe apă. Îmi place atât de mult locul ăsta. Și s-a lansat la apă.
Am terminat cumpărăturile la Uniqlo și ce îmi place este că vin, acolo este Ciprian. Cipri! Cipri! Întoarce-te cu spatele! Întoarce-te cu spatele! Așa vine Punga de la Uniqlo. Și Ciprian este foarte fericit pentru că a terminat facultatea. Cum te simți? Mă simt cu contrast roșu. Cu contrast roșu? Merge. Și cu un cățel. Da. Ai o zi faină? Yep. Hai, acum să mai ne ducem să mai avem o băutură și ceva, pentru că este foarte cald. Seară am schimbat locația și ne-am dus în City Walk. City Walk, tot același lucru. Restaurante, baruri, magazine, o locație foarte, foarte frumoasă, unde nu, am luat cina, ne-am plimbat, ne-am relaxat așa puțin și tot așa. Vă las imaginile să curgă acum. Distracție poate a fost cea mai faină, asta după ceremonia de absolvire a lui Ciprian, bineînțeles, dar a fost super fain. Vă spuneam mai devreme că noi în această vacanță am fost cu prietenii noștri ca să fie și ei parte la acest eveniment special în viața lui Ciprian, iar ei au făcut cadou lui Ciprian, dar și mie, bilete de intrare la unul din parcurile de distracții, la multele parcuri de distracții din Orlando, și anume am avut tichete de intrare în Universal Studios și Island of Adventure. Sunt două parcuri locate în același loc, unul lângă altul, iar noi ne-am trezit de dis de dimineață și am dat iama în Universal. Dimineața! Este luni de dimineață, ne-am trezit la 6 ca să ajungem în parc înainte de 8 dimineața. Îmi strălucește soarele, dar e de cu soarele. Să mergem în sfârșit în parcul Universal. Să ne dăm în toate ride-urile, abia aștept. Aici suntem la intrare. Hai să mergem. Și am ținut-o așa glonț până la Harry Potter. Harry Potter era numai în Island of Adventure, dar acum s-a extins și în Universal. Și eu nu fusesem în noul Harry Potter, așa că ne-am dus glonț acolo și bineînțeles că am început ziua cu un ride, cu ride-ul din Harry Potter. Super fain, ne-am distrat fain, apoi era de dimineață, a trebuit neapărat să ne ducem la Starbucks, să ne luăm cafea. Și de acolo, pur și simplu, ride după al ride după al ride, ne-am schimbat de la Universal, ne-am dus în Island of Adventure, iar ne-am dat și acolo în foarte multe ride-uri până când am devenit foarte, foarte obosiți. De obosit și era și ziua când trebuia să plecăm acasă, așa că ne-am luat mașina și am condus înapoi spre sudul Floridei. A fost o vacanță super faină, o vacanță de care aveam nevoie,
pentru că Ciprian era foarte obosit după muncă și după toată școala pe care o făcuse. Eu eram foarte obosită pentru că în tot acest timp cât Ciprian a învățat, eu am luat toată casa sub responsabilitatea mea și pe lângă munca pe care o aveam era toată curățenia și să menții o casă curată, cumpărături, mâncare, toate lucrurile de genul ăsta, așa că a fost o vacanță bine și bine meritată în care ne-am distrat super fain. Acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut dați un thumbs up, dacă nu v-ați abonat acestui canal, vă rog să o faceți, ar însemna foarte mult pentru mine. Eu vă las aici și ne vedem în videoul următor. Vă pup! Pa, pa!